Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, a declarat într-o postare că după alegeri este de așteptat o coaliție de guvernare și că un partid trebuie să facă parte din această coaliție și să obțină un scor semnificativ pentru a propune premieri. Ce le-a transmis politicianul celor de la PSD și USR, ne spune jurnalistul B1 TV Marina Filimon. Marina, bună dimineața, ești în direct. Bună dimineața, Alex, bun găsit, doamnelor și domnilor. Președintele Consiliului Județean Bihor, liberalul Ilie Bolojan, a ținut să facă o postare pe pagina sa de Facebook în ceea ce privește ofertele de colaborare care i s-au tot făcut în ultimele luni din partea liderilor politici USR și PSD, Elena Lasconi, respectiv Marcel Ciolacu. Acesta a prezentat o listă, atenție, cu 10 puncte, iar printre principalele, printre cele mai importante, se numără în principal o coaliție de guvernare mai bună, care să aducă soluții pentru țara noastră. În schimb, președintele Consiliului Județean a ținut neapărat să menționeze și a lăsat și un titlu totodată. Acesta a spus că soluții nu salvatori și că aleșii responsabili, clasa politică responsabilă, ar trebui în principal să caute soluții cu care țara noastră se confruntă și nu neapărat nume de salvatori, așa cum s-a tot vehiculat. Iar în același timp, acesta are și un mesaj pentru viitorul președinte al României și citez: colaborarea președinte-guvern va fi de bun augur și va asigura coerența unor măsuri, dar greul reformelor va fi dus de guvern, declară acesta. În același timp, în ceea ce privește informațiile care s-au tot vehiculat în spațiul public în ultima perioadă, în ceea ce privește viitorul premier al țării, acesta nu afirmă, dar nici nu infirmă informațiile conform cărora, dacă Nicolae Ciucă va fi președinte, acesta va decide, va fi ales ca premier.